Ministrul Muncii, vicepreședintele PSD, doamna Rovana Plumb, invitat la interviul de PS News. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, Cu doamna multă Rovana plăcere Plumb. și eu vă mulțumesc. Într-o perioadă în care sunteți în cursă pentru o funcție mitică, sacră, aproape în Partidul Social Democrat, e vorba despre cea de președinte al Consiliului Național al PSD, o funcție care n-a mai fost ocupată de la Adrian Năstase încoace. V-ați gândit vreodată de ce n-a fost ocupată funcția asta până acum? Presupun că e și o responsabilitate și o povară pentru dumneavoastră, sau poate povară e mult spus, o trecere dincolo de barierele tabuului în candidatura pe care o aveți. Ca să vă răspund direct, Consiliul Național are într-adevăr o istorie. El a fost de-a lungul timpului, prin departamentele pe care le conține în structură, o resursă permanentă de politici publice, de idei, de inițiative legislative care au ajutat partidul de-a lungul anilor. Sigur că în ultima perioadă poate s-a lucrat un pic mai, eu știu, mai puțin, pentru că toată concentrarea Partidului Social Democrat a fost pe guvernare. Eu consider că misiunea noastră a Partidului Social Democrat este aceea de a continua să consolidăm ceea ce facem bine. Și în sensul acesta este și proiectul meu pentru candidatura la poziția de președinte a Consiliului Național. Pot să vă mai spun că în momentul acesta avem nevoie de o mai multă apropiere între tot ceea ce înseamnă partid, între guvern și grupurile noastre parlamentare, colegii noștri din Parlamentul Național și Parlamentul European, de a veni cu soluții de noi, în așa fel încât să ne poziționăm pe scena politică în continuare ca fiind cel mai puternic partid din România. Proiectul meu are o viziune în ceea ce privește structura aceasta a departamentelor, care să fie mai activă. Mă bazez pe sprijinul colegilor mei, cum o fac de atâția ani, iar în ceea ce privește obiectivele strategice politice pe care le voi propune, sunt legate de întărirea statului social. Este firesc, suntem un partid social-democrat, întărirea economiei și creșterea veniturilor populației, întărirea democrației în România și promovarea imaginii României, Partidului Social-Democrat în Europa și în lume. Se va face inevitabil comparația între dumneavoastră, care veți fi cel mai probabil și vă urăm succes, președinte al Consiliului Național al PSD, și fostul deținător al acestei funcții, Adrian Năstase. De atunci până acum n-a mai ocupat nimeni această funcție. E o chestiune care vă dezavantajează sau vă avantajează? Cred că toată această interpretare trebuie să fie făcută în funcție de contextul politic. Suntem într-un alt context politic decât perioada respectivă și cred că din acest punct de vedere politic ar trebui să fie analizat. Sigur că este o responsabilitate această poziție și mi-o asum și sunt cu multă plăcere, sunt onorată și îmi doresc ca această structură a Consiliului Național să contribuie la modernizarea partidului. Cum există și în PSD, ca și în alte partide, oameni catalogați de opinia publică drept baroni locali, poate mai mult în PSD decât în alte partide, deși opinia mea e că peste tot se poate identifica un astfel de prototip. Simțiți un curent de rezistență la ideea de modernizare, să preiau termenul dumneavoastră, al partidului? Cum vă gândiți să dezamorsați aceste conflicte, dacă și unde există? În primul rând vreau să vă spun că, din punctul meu de vedere, și nu numai, Partidul Social Democrat este un partid total democratic. Și într-o formațiune politică total democratică, întotdeauna pot exista pro și contra.
Eu cred că evenimentul politic de la sfârșitul săptămânii, Consiliul Național, va reprezenta o bună oportunitate prin care toate aceste probleme care interesează să fie discutate. Și aș vrea să vă mai spun din punctul meu de vedere că împărtășesc ideile și propunerile președintelui partidului, Victor Ponta, în ceea ce privește introducerea unor criterii de integritate care să fie aplicabile după Consiliul Național.